Operațiunea de prostire a populației, de prostire a românilor, stimați telespectatori, sunt informații scandaloase. Mircea Joană încearcă să-i păcălească pe români cu un sondaj făcut de o companie dubioasă din Brazilia, în care se dădea pe el câștigător la prezidențiale. Metoda penibilă de manipulare a opiniei publice. Mai multe instituții media din România au publicat un sondaj de opinie, mai mult decât dubios, realizat de compania braziliană Atlas Intel. Această companie a fost prezentată ca fiind una americană, în realitate firma având sediul în Brazilia, iar majoritatea afacerilor fiind desfășurate în țări din America de Sud. O anchetă RomaniaTV.net arată că Joană este prieten pe LinkedIn cu CEO-ul Andrei Roman, iar acest fapt poate constitui un semnal privind legăturile acestei firme cu cel pe care îl dă favorit la alegerile prezidențiale. Modul în care această companie a realizat sondajul de opinie este total necunoscut publicului din țara noastră. Nu folosește interviuri live sau telefonice, așa cum fac companiile de sondaje tradiționale. Avem toate informațiile chiar acum. Foarte interesant, mi se pare acela cu bulă. Contestația că ce variantă, să se numere asta? Bancurile, că se pare că sunt mai multe bancuri cu Joană decât cu bulă. Și atunci bulă a cerut să se numere bancurile cu Joană. Nu va candida în Laponia acum? Nu știți asta? Nu. Nu știți? Nu știți de ce? Nu. Fiindcă acolo noaptea ține 6 luni. Și știți că știți de ce e el un președinte model, nu ca dumneavoastră? De ce e Joană președinte model? Că el n-a închis un ochi tot mandatul, în timp ce dumneavoastră mai și dormiți. Știți sondajele alea de opinie făcute de institutele de sondaj din Rusia, care îl dau mereu pe Putin câștigător cu 90% și contracandidații lui, cei care mai sunt în viață, cu 1 sau 2%? Ei bine, pare că de acolo s-a inspirat și ilustrul nostru secretar adjunct al NATO, Mircea Joană, scrie RomaniaTV.net. Mihaela, dragostea mea, mulțumesc! Mihaela, dragostea mea, mulțumesc! Cuba mea, Cuba mea, Trotter, cum îi stă bine unui înalt funcționar, Mircea Joană a cunoscut o mulțime de băieți deștepți prin aeroporturi, saloane VIP, la cine de afaceri sau chiar întruniri oficiale. Iar acum, la nevoie, nici nu-l doare mâna prea tare să apeleze la relații și prietenii pentru un mic favor, dat fiindcă încă are în spate toată greutatea funcției sale oficiale de la NATO. Probabil fix așa l-a cunoscut și pe Andrei Roman, CEO-ul Atlas Intelligence, o companie cu un nume care pare ceva rupt din filmele americane. Doar că nu e chiar așa. Compania Atlas Intel este de fapt un mix de români, mexicani și brazilieni. Din 2006, Andrei Roman locuiește în São Paulo, Brazilia. Acolo el a fondat împreună cu soțul său, un brazilian pe nume Thiago Costa, o companie care la început se ocupa cu zona de Big Data Analysis. Dar cum băiatul nu e prost și a dat seama că bani mulți se pot face și din relații cu oamenii puternici. Cazul de față, Mircea Joană, scriu jurnaliștii de la RomaniaTV.net. E treaba lui. Fiecare vă votează cum îl duce capul, cum îl duce capul, cum îl duce capul. S-a implicat rapid în politică și a început să facă sondaje de opinie prin Chile, Argentina și chiar Brazilia. Apoi, cu aspirații mari, Andrei Roman a încercat să intre și pe piața sociologilor din Europa, dar fără succes. Acum plănuiește să-și deschidă în România o sucursală a companiei braziliene Atlas Intel, folosindu-se de notorietatea pe care o poate oferi firmei lui anul electoral 2020.
2024. De aproape un an de zile, Andrei Roman încearcă să aducă Atlas Intelligence pe piața din România și nu prea iese deloc. Acum este greu de demonstrat cum un sondaj anonim făcut de o companie din Brazilia a ajuns să fie citat de Digi24. Ba mai mult, CEO-ul companiei a fost și invitat în platou ca să vorbească despre rezultatele sondajului în calitate de expert sociolog. Materialul difuzat de televiziunea de știri seamănă mai mult cu un articol de publicitate, tonul moderatorului fiind unul laudativ la adresa românului cu origini din Curtea de Argeș, care se implică în alegerile din SUA. Toate datele acestui sondaj sunt luate de la atenție 1700 de oameni, notează ancheta RomaniaTV.net, adică un eșantion mai mult decât restrâns, iar în sondaj nu se vorbește nicăieri despre metodele de sondare a opiniei publice. Se pare că, de fapt, totul se rezumă la o serie de sondaje pe internet care le apar utilizatorilor din România, după ce compania Atlas Intel a cumpărat reclamă prin Google ca să le afișeze. Și dacă totuși nimeni nu sună pe nimeni sau nu chestionează față în față, atunci de ce eșantionul nu este mai mare? Răspunsul este simplu, pentru că și pe internet lucrurile costă și este greu să plătești din banii tăi reclama, astfel încât utilizatorii să-ți răspundă la niște întrebări. Există mesaje pe Facebook în care cei care au completat sondajul se încurajau reciproc să-l completeze de mai multe ori, ca să iasă relevant, după cum spun chiar ei. Oricum, acuratețea datelor este afectată încă din start, pentru că este bine cunoscut pentru toată lumea că persoanele mai în vârstă sau cu venit reduse nu sunt deloc active pe internet pentru a fi incluse în sondajele electorale de opinie, iar cel mai adesea aceste medii din țara noastră sunt formate din cei mai activi votanți. La o căutare mai atentă pe internet, adică fix așa cum face și Atlas Intel sondajele de opinie, putem vedea că Mircea Gioana este prieten cu Andrei Roman pe LinkedIn. Acum se știe că Mircea Gioana a avut și încă probabil are mulți prieteni dubioși în viața lui, dar mulți dintre ei neasumați public. De data asta însă nu i s-o fi părut cu nimic partizanitor ca un prieten, fie el și virtual, îi face un sondaj de opinie, fie el și virtual, în care îl dă câștigător la alegerile prezidențiale. Nu știm unde s-au cunoscut cei doi, dar cu siguranță că CEO al unei companii care are inteligență în titlu, este ușor să intuim cam cum s-au. Cei doi ar putea fi legată de Harvard, scrie RomaniaTV.net. Andrei Roman se recomandă ca un politolog cu un doctorat la Universitatea Harvard, teza fiind o teorie a intensificării protestelor, care investighează originile și semnificația valurilor mari de proteste în masă în regimurile democratice din mai 1968 în Franța până la protestele anticorupție din 2017 din România. La rândul lui, Mircea Gioana este membru fondator al clubului Harvard România Republica Moldova, care are drept scopuri principale atragerea experților pentru o implicare mai activă în procesele de reformă din România, precum și facilitarea accesului celor interesați la resursele Universității Harvard. Organizația își propune să contribuie la consolidarea proceselor de reformă din România prin aportul de energie, expertiză și experiență ale absolvenților Harvard. Invitat în platoul Digi24, Andrei Roman a vorbit despre planurile sale de extindere a afacerii sale în Europa, dar mai ales în România. A recunoscut fără probleme că vrea să deschidă și la noi în țară o sucursală a Atlas Intel și că ar vrea să o facă chiar anul acesta electoral. Apoi Andrei Roman a discutat despre previziunile sale referitoare la primăria capitalei, acolo unde a avut câteva păreri despre Nicușor Dan și piedone. Profilul candidatului din toamnă, din păcate, este posibil să fie un profil de outsider mai radical, așa cum am văzut în multe alte țări. Mircea Gioana ar fi singurul care ar scăpa acestei logici, dar are probleme logistice din prisma nesusținerii sale de către niciun partid. A fost apropoul subtil pe care Andrei Roman l-a făcut referitor la sondajul său, în care Mircea Gioana este dat ca principal favorit la o mare distanță de competitorii săi, mai scrie RomaniaTV.net. Nimeni nu urmează să le știe.
melodie. Inadvertențele din sondajele Atlas Intel sunt strigătoare la cer și arată modul dezastruos în care sunt făcute. Spre exemplu, sondajul inițial dat publicității de firma braziliană Atlas Intel în februarie 2023, adică fix cu un an în urmă. Diferențele între fix aceiași candidați sunt ireale, cifre greu de explicat pentru orice sociolog care efectiv nu scoate procentele din burtă. În februarie 2023, pe primul loc în preferințele românilor la prezidențiale, era Laura Codruța Kövesi, care brusc în sondajul din 2024 a dispărut definitiv. Nimic deosebit până aici. Mergem mai departe. Atlas Intel s-a simțit probabil dator față de Mircea Joană și în doar un an aproape a dublat procentele în sondajele sale. Secretarul adjunct al NATO avea în 2023 un procent de 14,5%, iar acum, la doar un an, diferența a ajuns la 27%. În februarie 2023, Dacian Cioloș era cotat de sondajul Atlas Intel cu o intenție de vot de doar 1,9%. Acum, un an mai târziu, ca printr-o minune, liderul Reper a ajuns să înregistreze 6,1%. O creștere total nejustificată într-un singur an în care Cioloș nu a existat deloc pe scena politică locală. Tot în urmă cu un an, Marcel Ciolacu avea 3,5%, iar acum a ajuns la 9,6%. Altă creștere spectaculoasă și diferență imensă între două sondaje relativ apropiate ca distanță în timp. Altă diferență izbitoare care ne pune pe gânduri despre modul în care sunt făcute de fapt aceste sondaje. O regăsim în procentele Dianei Șoșoacă. În 2023 avea 5,6%, iar în sondajul de zilele trecute, procentele i s-au dublat până la 10,6%. Aceste exemple nasc automat suspiciuni referitoare la câteva vicii de procedură. În general, sondajele de opinie referitoare la politicieni sunt destul de liniare și rar se întâmplă să existe diferențe uriașe de la un sondaj la altul și de la o perioadă la alta. Sondajele Atlas Intel însă, fiind făcute pe internet, se pare că nu se supun regulilor clasice de sondaj de opinie. Doamnelor și domnilor, cum scrie și pe micile ecrane, totul despre măsluirea sondajului, omul care spune că eu am completat de 3 ori, adică cam vă dați seama cum s-a făcut acest sondaj. Chiar în aceste momente, într-o legătură directă cu noi și le mulțumesc foarte mult, Victor Ciutacu, bună seara, Victor! Bună seara! Alături de cunoscutul sociolog Vladimir Ionaș, vă salut și vă mulțumesc, domnule Ionaș. Victor Ciutacu, ce putem să spunem despre acest sondaj? Că peste câteva luni va avea, nu știu, 80% domnul Joană, va fi președinte, nici alegeri nu mai facem în septembrie. E un ridicol grotesc sondajul ăsta. N-am priceperea în sociologia domnului Ionaș, a cărui meserie o respect, dar ceva aritmetică am făcut și eu la școală. Nu poți să spui și pe toate palierile lui, că am studiat cu mare atenție, că vreuna dintre datele prezentate de sondajul ăsta ar putea corespunde realității. Sau dacă ar corespunde realității, înseamnă că toată țara asta s-a schimbat în 2 săptămâni de zile radical. Uită-te la sondaje, odată la mână, că bun. Luăm în calcul varianta în care nici Ciolacu, nici știu că nu candidează. Ceea ce poate nimeni. Fi posibil, dar se găsește un independent. Luăm și varianta în care cei doi candidează. Și ar fi pentru prima dată în istoria post-revoluționară a României, în care un președinte al PSD, că-l cheamă Ciolacu, că-l cheamă cum vrei tu, ar lua mai puțin de o treime din scorul partidului. Bă, nici Viorica Dăncilă n-a reușit performanța asta. Cum ne, cum PSD-ul a face în jur de 30%. Da, plus minus, de regulă plus. 3, 4, 6, în vremurile bune, cu drag ne-au făcut și 40. Da? Deci Ciolacu ar fi cel mai prost președinte al PSD-ului din istorie. N-ar lua nicio treime din cât face partidul lui. 2 la 1. Urcarea spectaculoasă a lui Cioloș e, cum să spun, un ridicol grotesc. Cioloș n-are membrii de partid câte voturi obține. Cioloș nu există, după cum spuneau și colegii de la România TV.net. El nu a mai fost în țara românească. Nu mai știe lumea. Acum a apărut, a venit să strângă niște semnături. Bundița pe el. Cum ar putea să obțină Cioloș un scor, din câte am înțeles, mai mare decât Ciolacu? Mi-e foarte greu să pricep. Sau aproximativ egal cu al lui Ciolacu. Ceva la modul ăsta. Uită-te la alegerile pentru primăria capitalei.
unde într-o săptămână jumate sau două, și mă raportez la ultimele sondaje pe care le știe și domnul Ionaș, nu neapărat făcute de compania pe care acesta o reprezintă, dar făcute de două instituții cu cel puțin aparent în serios în România și care fac exit poll-uri de regulă la fiecare rând de alegeri. Nicușor recuperează, recuperează, face așa un salt gigantic de vreo 15% și îl duce pe Piedonă la groapa de gunoi istoric. Mai ceva decât diferența dintre Iohannis și Ponta în turul 2, dacă ți-aduce aminte, că Ponta a intrat cu 1 milion de voturi în față și a ieșit cu 1 milion ceva de voturi în spate. De, Nicușor a rezolvat treaba asta în 2 săptămâni, mai puțin de 2 săptămâni. Nu mai vorbesc de metodologie, că la asta probabil îți va spune mult mai mult de domnul Ionaș, dar de unde știi tu de pe net? De la băieții care accesează link-ul pe care tu îl împrăștii prin publicitate Google, ce studii, ce stare materială au ăia, dacă au 18 ani sau nu, și chiar dacă au 18 ani, ce vârstă au, și așa mai departe. Toate eșantioanele pe care se fac, sondajele, eșantioanele, grupurile pe care se fac, da, sunt stratificate sociologic. Atâția tineri, atâția bătrâni, atâția cu studii superioare, atâția fără studii, atâția cuprinși între vârsta cu tare și vârsta cu tare și așa mai departe. Frate, dacă vine un link la mine, de unde știe domnul de la Atlas Intel sau Paolo pe dreapta ce vârsta am eu? De unde știe el ce studii am eu? De unde știe el ce nivel de venituri am eu? Pentru că și dacă ar exista un formular, poți să-l completezi cum vrei tu, că nu-ți cere nimeni nici buletinul, nici fișa fiscală depusă la ANAF, nici cartea de muncă. Da, hai să deci, îl întrebăm. Din punct de vedere științific, după umila mea părere, un om care a făcut și vreo 18 ani de școală, sondajul ăsta nu are nicio legătură cu realitatea, repet, din punct de vedere științific. Puteau să-i spună că puteau să facă un poll pe Facebook, ai văzut? Cum fac da? Reziști. Da. Pe cine votați? Și Nicușor Dan are 97% și restul se bat pe restul de 3%. Da? Și dacă îl fac pesediștii, nu iese Nicușor chiar cu 97%, iese cu 63%, pentru că useriștii oricum dau năvană și pesediștii sunt leneși la internet. Da? Cam asta e valoarea științifică a sondajului făcut de domnul ăsta. N-are nicio legătură cu realitatea, domnule Ionaș, dar uitați, priviți, adică e dat ca un sondaj real, intenție de vot, câștigă el, e președintele. Vedem că se poate. Metodologia nu are nicio legătură cu ce se întâmplă și cum se fac sondaje. Chiar poți să faci așa orice fel de sondaj și să-l dai, să minți poporul, opinia publică, că uite, asta e intenția de vot? Atât timp când nu există niciun fel de reglementare în domeniu, evident că se poate. Problema ține de modul în care compania care a realizat l-a prezentat. Pentru că dacă vorbeai despre o poză a momentului referitoare la intenția de vot a, de exemplu, persoanelor active pe internet din România, care nu au nicio legătură din punct de vedere demografic cu populația cu drept de vot din România. E o nișă destul de mare, dar care nu este reprezentativă pentru toată populația României. Ok, puteam accepta. Ei au prezentat cu totul altfel. Eu înțeleg de unde vine ruptura aceasta de a înțelege, fiind o companie care și-a construit metodologia, modul de a culege datele după ceea ce fac marile companii de sondaje de opinie din Statele Unite, unde este foarte ușor din anumite puncte de vedere să culegi, pentru că acolo oamenii își asumă, sunt înscriși oficial, fiecare publican, fie ca democrat, fie ca independenți. În România uitați, nu avem, există avem oameni care spun, repet, am titrat pe micile ecrane, care spun că au completat de 3 ori, adică vă dați seama, poate... E o problemă și mai mare decât asta, pe care văd că nimeni nu a adus-o în discuție. Pe internet nu ai, să spunem la nivel național, că poți discuta despre o oarecare poză, dar eu prezentat și un sondaj la nivelul capitalei. În București, tu pe internet nu ai cum să te asiguri că dispersia geografică la nivel de secție de vot este corectă.
poate pleacă de la premisa care a fost greșită inclusiv în Statele Unite la ultimele alegeri, că tinerii din, nu știu, care locuiesc în anumite secții din centrul Bucureștiului votează la fel ca tinerii care locuiesc în Titan, ceea ce este total fals. Oricum, după sondajul... Dacă nu ai această dispersie geografică, nu poți să ai din punct după de vedere... După sondajul ăsta, domnule Ionaș, e clar, îl văd și pe domnul senator, adică îl cunoașteți pe domnul Joană, ce mai, nici nu mai mergeți la vot, că nici nu mai are... Nici nu mai are rost și nu mai are Ioane, nevoie că la... Te rog, Ioane, iartă-mă, te rog. Iartă-mă că intervin. Te rog frumos. Eu nu știu ce e de mirare. Deci acela nu a mai fost președinte o noapte. Adică e obișnuit. Păi da, uite, care ar fi problema. Acum e mai multe zile. Bine, înainte de alegeri. E președinte în sondajul ăsta de opinie, da? La fel cum e și Nicușor, primar general al Capitalei, fără alegeri, tot în sondajul ăsta de opinie. Momentan îi mai încurcă niște alegeri. Pe care s-ar putea să le câștige sau s-ar putea să le pierdă, spre surprinderea lor, da? Dar momentan unui primar general al Capitalei și unui președinte al României fără alegeri. E ok, săptămâna asta ei sunt.